Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Astăzi vom călători prin lumea viselor și o am alături de noi pe Ana Maria Ștefănescu, care este Dream Teacher și care ne va povesti o grămadă de lucruri frumoase despre vise. Eu trebuie să recunosc că am trecut printr-un atelier alături de ea cu privire la această lume fascinantă, prin care de altfel trecem fiecare dintre noi în fiecare noapte, chit că ne aducem aminte sau nu. Și sper discuția să vi se pară una foarte, foarte interesantă. Bine ai venit, Ana Maria! Bine te-am găsit, Simona! Mă bucur că ne vedem în sfârșit! după atâta vreme. Uite, chiar sunt curioasă pentru că n-am povestit niciodată despre cum ai ajuns tu să te ocupi de această lume a viselor. Ce ai făcut în sensul ăsta? Cum de te-ai gândit să iei pe drumul acesta? Păi, nu m-am gândit. Nu e un drum pe care am luat-o, este un drum care m-a invitat pe drum așa cumva, pentru că sunt o visătoare prolifică de când mă știu, de când am primele amintiri, nu știu de când am primele amintiri, de la 3 ani sau cam așa ceva. Și mă și întrebam la un moment dat ce o să fac cu toate astea, adică pot să fac ceva concret cu asta sau o să rămân așa o chestie visătoare, știi cum se spune. Și pe urmă în 2007-2008 s-a întâmplat ceva ce m-a făcut să mă reconectez definitiv cu lumea viselor și atunci am și pornit mai abitir în această călătorie. Și te-ai format sau pur și simplu ai început să-ți scrii visele? Păi am început prin a scrie visele chiar atunci, în toamna lui 2007, și apoi am căutat activ o formare în sensul ăsta. Și primul modul în care am lucrat cu visele efectiv a fost prin 2009-2010, cred că atunci când eram în formarea în terapii transpersonale. Și am avut șansa să lucrez chiar cu Monique Tiberghien, care este una din legendele psihologiei transpersonale din Europa. Și apoi, prin 2010, l-am găsit pe Robert Moss, pe un forum de vise. Și apoi am fost la Amsterdam la un workshop cu el. Și apoi, în 2011-2013, am făcut formarea pentru profesor de Active Dreaming. În 2007-2008, când ai hotărât să mergi și în această direcție, ai avut un anumit vis pe care ți-ai dorit în mod special să-l înțelegi sau pur și simplu a fost o perioadă din viața ta care te-a îndemnat în direcția da, asta? Da, a fost o abundență de vise, a fost așa o avalanșă de vise și a fost momentul care a coincis cu moartea mamei mele. Și pentru că atunci m-am prins că de fapt visele nu sunt doar vise, ci sunt întâmplări reale din alte feluri de realități, atunci am făcut pasul decisiv în direcția asta. Avem un aspect comun, pentru că practic și eu am venit în contact alături de tine legat de interpretarea viselor dincolo de ce am învățat în timpul facultății, am experimentat alături de tine. S-a suprapus cu moartea bunicii și asta m-a ajutat foarte tare să înțeleg și mai bine visele, dar să înțeleg și mai bine moartea și, într-adevăr, este un instrument extraordinar să înțelegi mai multe despre tine, despre subconștient și legătura noastră cu tot ce ne înconjoară. Așa este. Există un anumit mod în care se pot interpreta visele? Este ceva ce putem noi să facem acasă? De unde începem cu povestea asta? Păi, primul pas de făcut acasă este ăla cu notat visele dimineața. Nici măcar nu trebuie să am un jurnal în adevărat înțeles al cuvântului pentru început. Pot să-mi las niște foi lângă pat și ceva de scris, în niciun caz pe telefon să nu notez visele noaptea. Și chiar așa, bâșbâind la 2, la 3 noaptea sau când îți aduce aminte visul, îți mângărit acolo ceva pe foaie. Evident că este de preferat să am un jurnal și de fapt un jurnal de vise este unul dintre cele mai fabuloase instrumente terapeutice care există. Pentru că răsfoiesc de multe ori jurnale din 2007 începând și găsesc anumite tipare din viața mea într-un moment dat sau anumite teme care mă preocupau sau anumite vise care aveau legătură cu întâmplări relaționale sau de tot felul. Deci, deținutul în jurnal este cel mai simplu pas posibil de citit despre asta, pentru că e ceva ce mă conectează la lumea viselor efectiv.
Sunt ceva cărți pe care ni le poți recomanda? Oh, da, o grămadă. Prima care îmi vine acum în minte este Dream Gates, al lui Robert Moss, sau Active Dreaming, sau Istoria secretă a visului. Ați apucat să traduceți vreuna dintre cărți? Că nu mai știu. Două s-au tradus, Active Dreaming, Visul activ, și cealaltă, Istoria secretă a visului. Două s-au tradus la noi. Da, este un început foarte bun. Da, deci ne notăm visele, citim despre vise și apoi? Și apoi învăț o metodă de lucru cu visele. De preferat, o metodă care îl împuternicește pe visător ca fiind autoritatea supremă în ceea ce privește visul lui. Adică în niciun caz nu facem interpretări de vise și în niciun caz nu spunem visătorului ce înseamnă visul lui sau ce înseamnă viața lui și mai rău. Da, bine, acum mă întreb care este diferența, că totuși în citești în anumite cărți ca anumite chestii, anumite simboluri. Chiar mă întreabă lumea, domne, am visat un șarpe, asta ar însemna asta? Și am impresia că și abordarea junghiană menționează ceva despre simbolurile din vise. Rămân valabil aceste simboluri din perspectiva lui Active Dreaming și ceea ce te-ai format tu? Depinde de visător, pentru că, uite, pentru mine șarpele poate să însemne ceva și pentru tine șarpele poate să însemne altceva. Uh-huh. Un alt lucru foarte deștept pe care pot să-l fac dacă vreau să mă apuc să-mi înțeleg mai bine visele este să-mi creez un dicționar personal de simboluri, mai ales dacă mi le notez azi, mâine, poi, mâine, răs, poi, mâine și în fiecare zi. O să încep să mă prind ce înseamnă șarpele pentru mine sau ce înseamnă apa pentru mine sau orice alte simboluri mai apar. Evident că e foarte bine să și caut în psihologia junghiană, în diverse alte abordări străvechi, poate, în metoda tibetană de lucru cu visele, că am făcut și o formare în sensul ăsta. Deci cu cât mai mult caut, cu atât mai multe lucruri care îmi vorbesc, găsesc. Deci pot să privesc același vis din mai multe unghiuri dacă e să merg după diferite tehnici, filozofii și mai Sigur departe. Că da. Singura regulă de urmat este exact asta. Să găsesc o metodă care îmi spune că eu știu ce este visul meu sau care mă ajută să-l înțeleg, nu o metodă care îmi spune dacă ai visat asta înseamnă că... Bine, asta e cumva ca când te duci la medic. Vrei neapărat o pastilă, vrei neapărat un diagnostic și așa și aici. Și da, și mie mi s-a părut direcția asta foarte, cumva, destul de accesibilă pentru tine. Că dacă lucrezi și ți le notezi, poți să înțelegi. Eu trebuie să recunosc că n-am reușit să țin jurnalul atunci când mi-am propus la început. Dar cu siguranță aveam niște vise care apăreau în mod frecvent, gen cobor pe o scară în spirală și tot nu se mai termină. Acela de picaj în gol și era cel în care mă duceam la examene și eram total nepregătită. Și mai aveam unul în care poate era cineva care mă urmărea și nu reușeam să fug. Dar mi-ar fi plăcut să fi păstrat asta în jurnal, pentru că a fost un declic. S-a întâmplat ceva în viața mea, cred că la un moment dat, și nu mai știu exact cu ce, dar aceste vise au încetat. Dacă într-adevăr am nevoie să încep să alerg în vis, o fac. Adică s-au deblocat niște lucruri. Și vreau să întreb dacă înseamnă ceva chestia ta cu picajul în gol sau, dar înțeleg că pur și simplu trebuia să-mi fac eu aceste conexiuni. Întotdeauna înseamnă ceva. În timp ce povestea, acum mi-am să aminte exact de ce spui acum de coborât o scară în spirală. Pentru mine personal, simbolistica mea personală, tot timpul scara în spirală în jos m-a dus către comori. Tot timpul găseam ceva pe acolo, obiecte care aveau o semnificație anume pentru mine și câteodată le luam, câteodată nu le luam. Dar era mai bine când le luam. Asta mi-aduce aminte mie de ceva, pentru că probabil că eu nu aveam niciodată răbdare să mă duc până la capăt. Ok, bun. Și atunci ziceam, ok, hai nu să mai termin odată și întrerupeam, pentru că uneori am văzut că funcționează chestia asta. Dacă nu ești ok cu un anumit vis, poți să ți-l întrerup. Și eu probabil că nu aveam răbdare, că până la urmă poate că la capăt mă așteptam niște comori. Dar să știi că și cu asta se poate face ceva, pentru că există o tehnică foarte interesantă, este una din tehnicile de bază în visare activă, care se numește reintrare în spațiul visului.
Adică pot să mă apuc să revizitez spațiul visului ca și cum ar fi un loc, ca și cum aș face o călătorie, cu două întrebări foarte precise. Ce vreau să știu în plus despre vis și ce vreau să fac odată întoars în spațiul visului. Ele sunt foarte asemănătoare, dar sunt complet diferite, pentru că una accesează partea cognitivă, okay, ce vreau să știu, cealaltă partea activă, bun, și ce vreau să fac cu toată povestea asta. Mm-hmm. Tehnica asta mi s-a părut fabuloasă iarăși și sunt curioasă pentru că noi am lucrat în grup și mi s-a părut ceva așa de domeniul fantasticului, pentru că în grup acolo eu spuneam, povesteam visul meu, îi implicam și pe ceilalți, le dădeam roluri, nu știu, tu ești mama din vis, tatăl, iubitul sau copilul. Și după aceea intram cumva cu toții în același vis și mi se părea foarte interesant că cam toată lumea reușea să aibă aceeași viziune despre visul meu. Se poate face și singur lucrul ăsta, să reintri în vis? Cum? Bineînțeles, se poate face și singur, dar cel mai bine este să faci cu un însoțitor sau cu cineva care are un interes minim către așa ceva, o aplicare minimă către așa ceva și care știe procesul ăsta de bază în lucru cu visele. Așa este. Și în cartea lui Robert Moss, Active Dreaming, da, în cartea lui găsim toate tehnicile de bază, se pot învăța, sunt foarte simple și foarte eficiente în același timp. Asta este frumusețea metodei. Da, e într-adevăr wow. Sunt curioasă dacă atunci când ai lucrat cu diferiți oameni pe visele lor, s-a întâmplat să găsești în aceeași perioadă de timp cam același tip de vis care se regăsește la toată lumea? Și asta cumva am în minte și inconștientul colectiv al lui, lui Jung. S-a întâmplat vreodată? Sunt teme comune care apar la oameni diferiți. Nu pot să spun că în aceeași perioadă, adică într-o lună de zile, a apărut aceeași temă fix la 10 persoane în același timp, însă este un fenomen care este foarte, foarte întâlnit. De exemplu, înainte de 9-11 s-au și făcut studii pe tema asta. O grămadă de oameni au visat despre avioane care se prăbușau sau despre explozii sau despre lucruri asemănătoare. Dacă stau acum să mă gândesc un pic mai mult, o temă comună întâlnită în visele multor oameni este aceea cu valuri uriașe. Ai visat vreodată valuri uriașe? Nu. Mm-hmm. Da, foarte mulți oameni visează valuri uriașe sau tsunami sau o temă asemănătoare. Acum, ce înseamnă? Înseamnă altceva pentru fiecare în parte. Okay. Dar poate însemna și un eveniment viitor, da, literalmente sau nu, sau poate la nivel simbolic, nu știm asta. Pentru că visele premonitorii se pot întâmpla cu luni, ani sau chiar zeci de ani înainte să se întâmple evenimentul cu pricina. A, și pentru că ai vorbit despre visele premonitorii, cum putem să ne dăm seama că sunt premonitorii? Eu am de multe ori sentimentul acesta de déjà vu. Când îl am impresia că a existat un vis prealabil, adică nu e moment de déjà vu doar așa, ci pur și simplu că a fost un vis care în momentul de față se transpune în realitate. Cum ne putem da seama? Deci astăzi visez și cum pot să mă gândesc dacă este sau nu este premonitor? Tibetanii, care sunt mari maestri la arta visatului, spun că visele premonitorii le avem cu precădere începând cu 4 dimineața. Și așa și este verificat în ceea ce mă privește și mulți cu care lucrez. Începând cu 4 dimineața și până la 6, 7, 8 sau când se trezește fiecare, există posibilitatea foarte mare ca visele să fie premonitorii. Și ei chiar împart foarte clar acolo. Dacă visezi la 4 dimineața, se poate întâmpla în nu știu câte luni, ani sau așa mai departe. Adică este o știință întreagă. Wow! Da. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt foarte mulți cei care spun că déjà vu este de fapt deja rev, adică este ceva ce am visat. Există o grămadă de comunități indigene care spun, susțin că de fapt visăm absolut tot ceea ce ni se întâmplă în viitor, doar că nu ne mai aducem aminte. Da, apropo de faptul că spuneai că la 4 dimineața visăm, cum ne-am putea da seama? Eu nu mai știu la ce oră am visat un anumit vis. Sunt anumite vise pe care normal mi le amintesc, multe pe care nu mi le amintesc.
doar așa să verifică, nu știu, poate am visat ceva în jur de ora 4, mă trezesc la 4 și jumătate și atunci știu că e visul de la ora 4. Da, e ceva ce ține de practică, însă cel mai simplu mod de a începe este ok, m-am trezit din somn și știu că ultimul vis pe care l-am avut, de pildă, pentru că de asta îmi dau seama care a fost ultimul, are potențial mare de a fi un vis precognitiv. Mm-hmm. Și atunci mă apuc și scanez visul de posibile elemente reale, adică îmi pun întrebarea: e ceva ce s-ar putea întâmpla în viitor, literalmente? Mm-hmm. Asta este un bun indicator. Al doilea indicator este, ok, cum arată peisajul, cum arată setting-ul în general? Este real? Ok, dacă este real sau pare real, atunci iarăși este un bun indicator. Al treilea indicator este că îmi poate apărea o persoană dragă în vis, inclusiv cineva care a murit. Pentru că cei care au murit, nemai fiind acolo băgați în realitatea 3D în care locuim și trăim noi, au altă viziune la propriu. Și atunci ne pot ajuta în direcția asta. Chiar mi-aduc aminte, după ce am lucrat în atelierul cu visele, că am avut un vis și deja stăpâneam această tehnică despre care spui, ok, ce elemente din realitate, ce ar putea să fie din viitor. Și mi-aduc aminte că visam, pentru că eu lucrez și cu companii diferite traininguri, visam angajații din compania respectivă cu tremur, ceva cu subterane. Și mi-am dat seama atunci că, de fapt, visele astea premonitorii nu sunt neapărat o oglindă perfectă a ceea ce se va întâmpla, ci vine și îți transmite câteva mesaje. Și mergând după tehnica aceasta, pe care o spui, dacă are legătură cu ceva din viitor, m-a ajutat enorm. Pentru că după ce am descoperit că era posibil să pierd contractul cu compania respectivă. Cu tremur. Dar pentru că în final tehnica îți spune, ok, și ce vei face legat de visul acesta? am sunat în clientul, m-am văzut cu ei, am încercat să văd ce se întâmplă în poveste și atunci am putut să stopez ceea ce de fapt încerca visul să-mi atragă atenția, că s-ar putea să se rupă contractul. Deci visele premonitorii, bănuiesc că unele îți arată efectiv cum se vor întâmpla lucrurile? Da, unele îți arată literalmente. Uh-huh. Un exemplu simplu este că am visat că l-aduc pe Stephen Gilligan în țară cu, nu mai știu, vreo 4 sau 5 ani înainte să întâmple chestia asta. Uh-huh. Și într-adevăr, poți să acționezi în direcția asta și atunci se întâmplă, sau poți să nu acționezi și atunci nu se întâmplă. Uh-huh. Este o metodă care ne invită veșnic la acțiune. Uh-huh. S-au visat tot așa prin 2012-13 locația în care urma să fie retreat-urile de visare activă cu Robert Moss în fiecare toamnă. Am visat mobil, am visat absolut tot, dar atunci nu știam. Uh-huh. Însă când ajungi în momentul când vine viitorul în prezent, atunci realizez că, da, ok, asta e. E fantastic. Da. Multă lume spune că nu își aduce aminte ce visează. Este ceva ce pot să facă oamenii ca să-și amintească? Sigur că da. În primul și în primul rând să se culce în jur de ora 10 seara. Pare simplu sau simplist, însă în realitate foarte puțin reușesc să facă asta. Și atunci, pentru că sunt foarte obosiți, nevoia primordială a corpului și a minții este de odihnă și atât. Mm-hmm. Dar dacă reușesc să mă culc la 10 seara, hai la 11, ok, cu indulgență, atunci șansele să-mi amintesc visele sunt mult mai mari. Dar există o explicație științifică? Explicația științifică este că sunt mai odihnit și atunci pur și simplu mintea și sufletul în același timp au timp să primească mesajele pe care le-au de primit. Okay. Un alt lucru simplu pe care pot să-l fac este să beau ceai de mentă seara sau să miros mentă. Se pare că are un efect ceea ce privește claritatea viselor și calitatea lor în același timp. Și o tehnică străveche care implică tot o plantă zice că este o idee bună să ne punem pelin în cameră sau supernă, cine suportă. Uh-huh. Și tot de la tibetan, citire cred că este asta, să bem lapte cald cu cuișoare seara, la culcare. Deja simt gustul cuișoarelor. Sunt lucruri foarte simple, dar care funcționează.
Da, bine, până la urmă cred că fiecare poate să testeze ce anume funcționează pentru el ca să îl ajute să viseze mai, mai bine. Mă gândesc și dacă tu te culci la ora 10 și coroborați cu informația pe care ne-ai dat-o tu mai devreme că la ora 4 sunt visele acestea premonitorii, atunci te odihnești, ajunge corpul să odihnească până în ora 4, sunt 6 ore și atunci poți să fii mai receptiv, mai odihnit așa și să este. Poți să și reții, să și reții visele. Tot la capitolul ăsta, de data asta, la categoria ce să nu fac, să nu mă uit la televizor sau să nu stau cu telefonul în brațe înainte să adorm. Este ceva extrem de nociv din foarte multe puncte de vedere, inclusiv din acest punct de vedere. Și putem să eventual să revizualizăm în timpul somnului ce am văzut în film, nu? Adică, da. Da, ok. Probabil că cele mai întâlnite greșeli sunt astea, să ne uităm la televizor, să ne uităm în telefon înainte de culcare și să ne culcăm oricum după ora 11. Da. Eu chiar am făcut un studiu acum câțiva ani, acum vreo 2 ani și 68% din românii angajați dorm mai puțin decât ar trebui să doarmă, deci clar somnul lor este restrâns. Există această posibilitate să poți să-ți aduci aminte aceste vise și e important să apoi să-ți le și notezi și să începi să-ți faci, să-ți faci acest jurnal despre care ne vorbeai. O altă greșeală comună este că mă trezesc în timpul nopții, am visat ceva atât de fabulos și mi-a lăsat o impresie atât de puternică și este un vis atât de încât zic, dar chestia asta nu am cum să uit, este imposibil să uit și mă culc la loc. Mm-hmm. Ce se întâmplă este că, uit mare parte din vis, dacă nu cu totul. Deci, iarăși, notat pe loc. În momentul în care mi-am adus aminte visul, atunci. Mm-hmm. Este un vis de-al tău sau de unui client de-al tău care te-a marcat așa puternic și despre care ne poți povesti și cum, prin ce proces ați trecut, astfel încât să îl interpretați și să le fie celor care ne privesc mai ușor să înțeleagă ce e de făcut? Da, vin acum în minte mai multe vise de ale mele. Cred că o să aleg două. Unul are legătură tot cu mama mea. La o anumită perioadă după ce a murit, pentru că eram într-un proces din ăsta foarte puternic de doliu, de durere, de nu știu ce, am avut următorul vis. Visez că dorm și că se deschide ușa camerei de pe hol, exact în patul în care dormeam, exact în casa în care eram și mai departe. Se deschide ușa și mă dau jos din pat și închid ușa și mă bag la loc în pat. Și ușa iar se deschide și mă dau jos și închid ușa și iar mă duc în pat. Și ușa se deschide a treia oară și mă dau jos din pat și de data asta, ok, îmi gândesc ce e, ceva. Și mă duc pe hol și văd că din camera mamei mele, care era în partea cealaltă a holului, se vede lumina televizorului. Și intru acolo și este mama în pat care se uită la televizor și mă așez pe pat și ne luăm de mână și eu așa foarte bucuroasă, zic, ești bine? Ești bine? Și ea îmi spune, da, sunt bine, dar uite, știi ce te rog? Sunt foarte, foarte obosită, te rog, eu lasă-mă să mă odihnesc. Și ăsta este un vis care m-a trezit așa la, ok, cum sunt afectați cei care au murit de felul în care noi lucrăm cu durerea de după, pentru că sunt afectați. Uh-huh. Asta este doar un exemplu personal, dar am foarte multe exemple de la oameni cu care lucrez. Da, mi s-a făcut pielea de grină uh-huh. în timp uh-huh. ce povesteai. Uh-huh. Se înțeleg că în perioada aceea cumva tu o tot aduceai în amintire și cum facem de regulă când suferim după cineva drag. Da, era ceva, era mult acolo, mm-hmm. era foarte mult și cumva de tras de mânecuță. O deranjau într-un fel sau altul, da. Apropo de asta, e și un film foarte interesant care se numește, în engleză se cheamă What Dreams May Come. În român a fost tradus Iubire fără sfârșit, nu contează, este cu Robin Williams și cu nu mai știu cine și cu mai știu cine. Și exact despre asta este vorba, despre procesul de după și despre vise, care se pare că este, că sunt metoda preferată de comunicare a celor care au murit cu cei care au rămas în realitatea asta.
Eu după ce am lucrat cu tine, cu Robert Moss, despre legat de vise, pentru că ai pomenit acum ideea de film, mi-am adus aminte de un alt film, de Inception. Oh, da. Și după ce am lucrat cu voi, am început să înțeleg și eu care este ideea. Hai să povestim un pic despre Inception și care sunt elementele de bază, că eu am văzut legătura asta între această visare activă și intrarea în vise a mai multor oameni în același timp. Uite, chiar am un vis care are legătură cu ideea din Inception, nu cu mai mulți oameni, dar povestim și despre asta. Imediat am un vis care este chiar așa. Visez că sunt la Praga, la un workshop de-a lui Robert Moss și ajung târziu la workshop. Ceva ce nu mi se întâmplă niciodată, pentru că sunt foarte disciplinată. Și ajung acolo, mă așez, zic, uite, îmi pare rău că am întârziat, am avut un vis fabulos, trebuie neapărat să-l povestesc. Și am visat așa, am visat că merg pe un drum, povestesc în vis acum, am visat că merg pe un drum și intru în pădure și merg prin pădure așa ca printr-o junglă și la capătul acestui drum foarte, foarte prin junglă este un luminiș așa, ca un fel de savană, ca un fel de open space, așa un spațiu foarte deschis și foarte senin, că simt seninătatea aia chiar din prag. Și când mă mai bine acolo, sunt oameni îmbrăcați în alb, dar pe lângă ei mai merg niște ființe și ființele alea de fapt sunt lei și este o societate formată din oameni și lei, în lei care sunt altfel decât lei pe care îi știm așa, care comunică și vorbesc și se comportă într-un anumit fel ca și cum cu toți ar fi oameni sau umani, nu știu cum să spun mai bine. Și sentimentul pe care l-am în visul ăsta este de o deschidere incredibilă de inimă și o senzație de care e cuvântul bliss, care e cuvântul așa de aproape de extaz, pentru că este ceva ce recunosc, ca și cum mi-aș fi găsit o familie, ca și cum mi-aș fi zis acasă cu suflet. Asta este exact, asta aici este familia mea de fapt. Și la un moment dat îmi dau seama în visul ăsta fabulos în care stau de vorbă cu lei fără cuvinte, apropo, că mă trage ceva de talie și când mai bine este o frânghie și în momentul în care devin conștientă de asta, pac, sunt trasă din vis cu ajutorul acestei frânghii în spațiul de vis de la Praga și apoi mă trezesc de tot și din acel vis. Acesta este un exemplu de vis în vis. Mm-hmm. Apropo de Inception, că și acolo se întâmplau chestii asemănătoare. Da, acolo, așa cum ai perceput tu filmul și din ceea ce ai studiat, exista și ideea asta că intrau, își propuneau să intre în anumit în vis? Da, cred că da, l-am văzut de mult, dar cred că da. Cred că este ideea de dream incubation, adică de cum lucrezi cu intenția de visare. Bine, acolo era o tehnică complexă și completă, adică aveau anumite... își lăsau anumite semne, dacă mai ții minte titirezul de la sfârșit, ca să știe că sunt în vis, să poate ieși din vis. Uh-huh. Dar îmi aduc aminte acum de un citat dintr-un poem, nu mai știu cum se numește poemul, dar sunt exact 3 rânduri și zice așa: deodată, visul ăsta pe care îl ai se potrivește cu visul tuturor și rezultatul este lumea. Uh-huh. Și cred că se întâmplă așa, literalmente. Mi-a scăpat ideea. Sorry. Nu, că era legat... Da, nu am adus aminte, legat de ce ai spus. Apropo de intenție, înainte de culcare putem să punem o anumită intenție? O, da. Okay. Și este recomandat. Mm-hmm. Da. Pot să pun o intenție foarte practică, apropo de, nu știu, de misiunea de mâine. Pot să pun o intenție legată de vindecare. Pot să pun o intenție legată de ceva foarte general. Arată-mi ce am nevoie să știu. Mm-hmm. Fiecare ce... Adică ceva de genul, apropo de emisiune, care ar fi o temă de impact pentru oameni, care ar fi un invitat? Absolut, absolut. Și în vis să-mi arate informația de care am nevoie. Adică se poate primi mesajul mură în gură, invită-l pe cutare, sau pot să am un vis simbolic din care să mă prind că ar fi bine să-l invit pe cutare sau să am mai multe variante care se semene cu simbolul din vis. Bine, așa sună destul de ușor. Vreau să întreb dacă e o chestie de practică, adică să tot îți propui, pentru că știu și din propria experiență că nu ți iese așa din prima. Da, răspunsul este da, da și da.
Așa este. Cel mai ușor și de preferat este să faci parte dintr-o comunitate de visători care fac chestia asta măcar din când în când, măcar o dată pe săptămână sau habar n-am. Mm-hmm. Pentru că mințile sunt conectate și nu în sens metaforic, atunci este mult mai ușor dacă sunt într-un astfel de câmp să mă conectez la mesajele viselor. Are vreo legătură și cu a medita, cu a face exerciții de meditație? Ok, sunt genul de om corporatist care sunt agitată dimineața până seara târziu, nu lucrez niciodată cu mine, cu corpul meu, cu sufletul meu. Și seara mă pun în pat și spun vreau să găsesc soluția la proiectul Y. Sunt anumite lucruri pe care totuși le putem face ca... Da. Ok, dacă sunt foarte corporatist și nu am timp să meditez, atunci poate am timp să, nu știu, să fac o plimbare în parc sau să merg cu bicicleta și asta mă bagă într-o anumită stare sau să găsesc orice practică care seamănă cu o practică meditativă, nu știu, să beau un ceai într-un anumit cadru, într-un anumit... dincolo de viața de la birou, pentru că dacă sunt tot timpul conectat la lumea aia, la împriză, șansele să iasă povestea asta sunt destul de mici. Știu că tu ai fost corporatistă. Da, am fost foarte corporatistă. Care sunt lucrurile bune pe care le-ai luat de acolo și le-ai dus în lumea asta, care este o lume mult mai... Am învățat o grămadă de lucruri bune, adică este o perioadă care mi-a prins foarte, foarte, foarte bine, apropo de disciplină, apropo de structură, apropo de a face lucrurile la timp, pentru că de foarte multe ori în lumea asta dezvoltării personale sunt mulți oameni care au senzația că este așa o chestie fără cap și fără coadă. De fapt, nu, este nevoie de structură, este nevoie de rigoare, este nevoie de, nu știu, de a ține cont de anumite lucruri. M-au ajutat foarte mult în lucru cu oamenii, într-o grămadă de perspective m-au ajutat perioada aia. Și să fii și consecventă, să-ți urmezi practica zi de zi, ceea ce o corporație îți cere. Da? Așa este, așa este. Cât de greu a fost să faci trecerea asta din lumea foarte grounded, foarte așa... Doamne! La mine a durat 5 ani. Deci au fost 5 ani în care mă gândeam, cred că zilnic, la treaba asta. Și o perioadă am făcut lucrurile în paralel, vreo 2-3 ani, însă era greu. Lucrurile se mișcau greu și simțeam că mi-e greu și că sunt așa în două lumi complet... splitate, complet separate, până când într-o dimineață m-am trezit și am știut că aia este ziua în care o să-mi dau demisia. Și exact asta am și făcut. Doar că n-am mai venit cu niciun fel de întrebări, cu niciun fel de frică, cu niciun fel de... Pur și simplu a fost... Ăla era momentul. În lumea viselor ai primit mesajele acestea că ar fi bine să te ocupi de altceva? Non-stop. Dar pentru că sunt încăpățânată sau pentru că aveam o structură din asta foarte critică cu ok, dar mai am nevoie de încă o dovadă și încă o dovadă și încă o dovadă și oare e adevărat? Da, oare? Încă o dovadă și încă o dovadă. Apropo de scepticul interior, scepticul interior era foarte bine conturat. Practici meditative ai început să implementezi din perioada când lucrai în corporație? Din 2007, da. Am început să lucrez cu meditația, da. Când ai început să lucrezi, practic, și să fii atentă și la visele tale. Da, exact. Mm-hmm. Atunci. Deci, ca să ne ajută să ne conectăm mai bine la propriile vise, avem nevoie și de o practică meditativă, nu neapărat să ne punem în poziția de meditat, ci să facem o activitate care ne deconectează complet la... Da. Uite, îmi vine în minte grădinărit, de pildă, sau... orice făcut cu mâinile, cu pământ, cu plantele sau plimbat câinele pe câmp sau... Ne mai spuneai să facem parte și într-o comunitate de visători. Da. Mai există o astfel de comunitate? Știu că la un moment dat creasești un grup, da. Și nu știu dacă am ieșit de acolo sau nu. Da, este un grup care se numește Romanian Dreaming Circle. L-am creat în 2012, atunci când a venit prima oară Robert Moss la noi. Și el este acolo. E pe Facebook? E pe Facebook, da. Și mai este și o pagină de Facebook, tot Romanian Dreaming Circle.
Și acolo ce se întâmplă? Vine lumea și spune ce a visat și după aceea... Da, acolo sunt doar oameni care au lucrat cel puțin o dată cu visele în felul ăsta, adică care au lăsat în urmă ideea de hai să ne interpretăm visele și au învățat că e mai mult decât asta. Și eu postez un vis și se pun câteva întrebări și apoi tu vii și spui, uite, dacă ar fi visul meu, m-aș gândi la asta și la asta și aș simți asta și mi-aș aduce aminte de filmul ăsta și lucrurile curg în felul ăsta. Și apoi visătorul și ia ce este valoros și ce rezonează cu el și rezonează cu el de multe ori multe lucruri. Așa, să mai spui câteva lucruri despre cartea lui Robert Moss, Active Dreaming, ce găsim în ea. Găsim pe de-o parte multă structură, apropo de ok, bine, visez, dar ce fac cu asta? Păi uite, ai procesul ăsta de bază care se numește, exemplu, procesul fulger de lucru cu visele, că e foarte scurt și în același timp foarte, foarte profund și foarte util, care mă învață ce e reintrare în spațiul visului, care mă învață că există vise simbolice, există vise despre alte lumi și există vise despre realitatea asta, care mă învață că visele de fapt sunt călătorii de foarte multe ori, care mă învață că este util să lucrez cu întrebarea ok, ce parte din mine, apropo de elementele din vis, însă că pot să merg dincolo de asta și de preferat să merg dincolo de asta, pentru că visele vorbesc despre tipare mentale și emoții și despre ok, ce pot să fac la nivel psihologic, dar este mult mai mult decât atât. Mai apare și întrebarea ce pot să fac la nivel spiritual sau ce pot să fac la nivel de comunicare cu ceilalți. Deci este așa o privire de ansamblu în lumea asta viselor. Foarte utilă cartea. Ai menționat despre faptul că există ideea aceasta în vise de a călători și citisem la un moment dat că practic în timpul somnului sufletul nostru călătorește. Da. E o teorie tibetană sau, mă rog, nu contează acum ce origine are, dar tu ce părere ai despre... Are multe origini, sunt multe populații native ale planetei care susțin chestia asta de mii de ani și părerea mea este că da, că un vis poate fi și o călătorie și că este de multe ori o călătorie. Dacă visez, de pildă, că sunt la Machu Picchu înainte să ajung efectiv fizic la Machu Picchu, este o călătorie sau nu este o călătorie? Cu siguranță că este. Și sunt și simptome fizice de foarte multe ori. În urma unui vis în care efectiv călătorești, când te întorci dimineața aici în lumea asta diurnă, ești foarte obosit. Dacă ai visat că zbori cu avionul, poți să ai simptome de, cum se numește asta, când zbori cu avionul mult și ești în starea jet lag, sau nu știu cum spune în engleză, da. Simptomele pot să apară și la nivel fizic. Bine, acum până la urmă psihicului, dacă îi dai anumite imagini, mai departe va transmite către corp, chit că este o călătorie a sufletului, cum spun unii, sau este o călătorie pur și simplu mentală într-un alt spațiu, dar cumva... Cumva diferența nici ne interesează, pentru că este o călătorie, adică pot să o bag la categoria aia sau în categoria aia, dar de fapt mă interesează partea utilă. Și da, pot să spun că este o călătorie, inclusiv călătoriile în alte lumi, în alte universuri. Uh-huh. Sunt o grămadă de oameni de știință, de fizicieni, de pictori, de muzicieni, de nu mai știu ce, care s-au conectat la toată povestea asta. Se spune că Jules Verne visa foarte mult tot ce a scris în cărțile lui. Van Gogh scrie că îmi visez picturile și apoi îmi pictez visele, literalmente. Mm-hmm. Sunt mulți, nu mai știu acum pe din afară. Da, mai citisem la un moment dat ideea că te întorci cumva de unde ai venit, din ceruri, din grația. Da. Mm-hmm. Câteodată există și sentimentul ăsta, câteodată avem norocul să avem astfel de vise. Uh-huh. Care te întorci cu senzația asta de Jung îi spune luminos, de sacru, cred că este un sinonim, în care pur și simplu simți că ai fost în altă parte, dar într-o altă parte care ți este familiară de undeva. De undeva. Uh-huh. Fetița mea, Smaranda, mi-a spus de curând, acum 2 luni, s-a trezit într-o dimineață și mi-a zis... știi, mami, înainte să vin la tine în burtică, mă tot gândeam dacă să vin sau nu. Am întrebat, dar de ce?
Păi și a zis pentru că mi-era frică că o să mă doară când mă nasc. Bine, ea are 4 ani, nu știu cât o să mai țină toată conectarea asta la lumea aia, dar este clar că ne amintim. Până la ce vârstă sunt ei conectați la acea lume? Și cred că până pe la 6-7 ani. Apropo de copii, ce am putea să facem legat de ei ca să-și păstreze această abilitate de conectare așa la sufletul lor și prin intermediul viselor, bineînțeles? Să întrebăm în fiecare seară ce vor să viseze, în noaptea respectivă să întrebăm în fiecare dimineață ce au visat. Uneori o să-ți spună am visat, uneori o să-ți spună am văzut, alteori o să-ți spună am fost. Nu contează și nici nu e important să facă diferența asta. Să încurajăm să-și deseneze visele sau să le picteze. Uneori să le danseze sau să se costumeze ca să rămână acolo. Da, știu că și fiul meu uneori când se trezește dimineața zice, de ce m-ai trezit? Că visam atât de frumos, făceam asta și asta și asta și asta. Dar mi-am adus aminte apropo de asta că în cazul meu de multe ori visez pe invers față de cum o să fie lucrurile. Nu știu dacă ți s-a întâmplat și cred că și fiul meu îmi zice tot așa, am visat că o să fie nasol, dar asta înseamnă că o să fie de bine. Ai întâlnit chestia asta în practică? Da, am mai întâlnit la alții, nu la mine, adică la oamenii cu care lucrez, într-adevăr. Probabil că e ceva ce ține de structura mentală, nu pot să-mi dau seama exact. La mine e invers, adică e ce e, aia se întâmplă, sau mă rog, în ritmul ăla, în spațiul ăla, în ideea aia. Dar poate să fie și cumva o presetare, ca un fel de intenție, lasă că dacă o să visezi aiurea, o să fie de bine și atunci să te ajute... Da, pe principiul reverse psychology, știi? Da. Psihologie inversă, da, se poate, cine știe. Da, deci la capitolul ăsta m-am moștenit și filmul îmi zice, a fost nasol, e de bine. Am înțeles. Ok. Îmi place ideea asta și pentru copii să lucrăm cu ei și în felul ăsta le putem ajuta să păstreze o practică care este realmente foarte, foarte utilă. Am trăit-o pe propria piele și cei care ne urmăresc acum, dacă ar lucra o săptămână, două în stilul lui Active Dreaming, visarea activă a lui Robert Moss, cu siguranță vor găsi soluții, idei la viața lor, să fie mai bine și să câștige starea de bine despre care de fapt și vorbim în emisiunile acestea. Un cuvânt de final, că ne-am apropiat de final, așa repede a trecut, chiar a trecut timpul foarte, foarte repede. Un cuvânt de final ar fi urmează-ți visele, notează-ți visele și treci dincolo de ideea de interpretare a viselor, pentru că visele sunt foarte, foarte reale și cu un conținut foarte practic. Și să vină lumea și la atelierele tale în care lucrați. Da, să vină. Pe tema asta, la viselor. Îți mulțumesc din suflet, Ana Maria, mi-ai dat niște stări foarte faine, mai ales când mi-ai povestit de visele tale. Să continui să faci munca frumoasă pe care ai făcut-o până acum. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Vă invit să citiți revista Psihologie, unde vă așteaptă o sumedenie de articole interesante și vă aștept și data viitoare. Pe curent! Mulțumesc!